Și preoții din protopopiatul Suceava 1 au participat astăzi la cea de-a treia conferință pastoral-misionară din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Ședința s-a desfășurat la mănăstirea Sihăstria Dragomirnei. Întâlnirea a început în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Suceava, unde înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al eparhiei, au oficiat Sfânta Liturghie. Înalt preasfințitul Calinic a hirotesit apoi, într-un iconom stavrofor, 21 de preoți și a oferit distincții mai multor slujitori ai Sfintelor Altare. Ziua a continuat în sala de conferință a mănăstirii Sihăstria Dragomirnei. În cadrul lucrărilor au fost prezentate referate ce se înscriu în tematica generală a anului omagial și comemorativ 2023. Astăzi ne-am reunit la Mănăstirea Sihăstria Dragomirnei, unde s-au desfășurat conferințele preoțești, așa cum prevede planul cadru emis de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, închinat anului omagial și comemorativ 2023. A fost din nou un prilej de bucurie de a împărtăși părinților prezenți noile reglementări, precum și anumite recomandări venite de la centrul eparhial privind intensificarea activităților culturale, misionare, pastorale, edilitare, cu atenționările în vigoare. A fost și o bucurie să ascultăm trei referate deosebite din partea preacucernicilor părinți din protopopiatul Suceava 1. Ne-am adunat astăzi preoți din protopopiatul Suceava 1 ca să ne întâlnim în rugăciune cu ierarhii noștri la Mănăstirea Sihăstria Dragomirnei. Am ascultat conferințele susținute de către părinți, conferințe care se referă la anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și în același timp anul comemorativ al imnografilor și al cântăreților bisericești. La conferința de astăzi au fost prezentate și oferite tuturor clericilor mai multe volume apărute sub coordonarea sectorului editură și tipografie al Centrului Eparhial Suceava. Părinții au primit un pachet editorial consistent, alcătuit din 7 titluri, respectiv primul număr al revistei Candela, revista oficială a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Lumină din Candela Cuvântului, predici la duminicile de peste an, Apologeții vieții creștine, imnografii cântăreții bisericești și vârstnicii în slujba bisericii, Ciprian Porumbescu, promotor al culturii române și al valorilor religioase, Dimitrie Cantemir, domn moldav și principe al științei românești, Școala nemțeană de muzică psaltică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și, în sfârșit, Stat și biserică în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, autor, preot Laurențiu Nicolae Stamatin. Părintele protopop Ionel Doru Budeanu a adus mulțumiri la final înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic. Ne-ați unit și mai mult și în rugăciune și în această lucrare a bisericii, ajutându-ne să dăm poate un plus vieții din parohiile noastre prin tot ceea ce a fost necesar să facem sau ceea ce eram datori de altfel să facem. Și chiar și prin aceste conferințe, care cu siguranță că sunt altfel, de o altă ținută, mult mai înaltă, cu o ștachetă mult mai ridicată, lucruri care ne motivează și ne onorează că suntem contemporani sau poate chiar implicați în această mișcare de revigorare a bisericii pe care o conduceți neobosit, neînfricat, dar și ca un părinte. La finalul întâlnirii, clericii din protopopiatul Suceava le-au dăruit celor doi ierarhi câte un liturghier de colecție.